Salutare și bine te-am regăsit! Dacă nu știi să instalezi Windows 11, acest clip este pentru tine. O să-ți arăt pas cu pas ce trebuie să faci ca să instalezi un sistem de operare nou pe calculatorul, pe laptopul sau pe orice dispozitiv ai avea și pe care poți să instalezi acest sistem de operare. Dacă crezi că este prea simplu pentru tine și tu zici că deja știi să instalezi Windows-ul, urmărește clipul ăsta că s-ar putea să mai înveți câteva trucuri, câteva setări noi. Și întreabă și prietenii tăi, câți dintre ei știu să instaleze un sistem de operare? Pentru că acum, cel puțin de vreo 5 ani, acestea pot fi instalate foarte ușor, fără cunoștințe tehnice majore. Acum 15 ani însă, când am învățat eu și cei de generația mea să instaleze sisteme de operare pe laptopuri sau pe telefoane, nu prea funcționeau. De-aia trebuie să învățăm toate trucurile astea și toate modalitățile de a face să funcționeze, pentru că atunci nu mergeau. Acum tehnologia, cel puțin din punct de vedere software, este ceva mai simplă. Hai să începem. Primul pas pe care trebuie să-l faci este să ai un alt dispozitiv, dacă laptopul tău nu este funcțional. Dacă e funcțional, atunci și mai simplu. O să deschizi browserul. Ce ai tu? Edge, Chrome, Mozilla. Și o să cauți pe Google Windows 11 Download Tool. Îți trebuie unealtă, îți trebuie un programel. O să mergi pe site-ul lui Microsoft, Windows 11 Installation Assistant, pe care poți să-l folosești să instalezi Windows-ul pe laptopul pe care l-ai aici. Nu ai nevoie de un stick USB pentru chestia asta, însă eu o să-ți arăt varianta în care poate calculatorul tău nu funcționează în momentul respectiv, nu mai pornește și trebuie să reinstalezi. O să downloadezi unealta, Installation Media, acest fișier Media Creation Tool, pe care îl pornești și ai nevoie acum de un stick. Stick-ul respectiv ar trebui să fie cel puțin de 8 GB capacitate și pe acela o să-l bagi, bineînțeles, în laptopul pe care ai pornit acest utilitar. Eu am băgat un stick pe care se află, surpriză, Windows 10. Și acum te întreabă ediția pe care vrei să o instalezi. O să debifez chestia asta, Use the recommended options for this PC, pentru că poate nu vreau să-l instalez doar pe computer respectiv și vreau un installer de Windows curat care să nu fie specific dedicat pentru acest computer. Poate vreau să folosesc stick-ul respectiv și pe viitor. Îi dau Next, o să am un stick de USB și în momentul ăsta îmi downloadează fișierele pentru instalarea de Windows pe stick-ul de USB pe care o să-l bag după aia în computerul ăsta și să instalez sistemul de operare. Partea de download este foarte rapidă și o să vezi că se instalează extrem de repede. A downloadat fișierele de pe internet și acum le desface și le instalează pe stick-ul USB. Recomandarea mea este să ai un stick USB 3.0 cel puțin, pentru că așa va dura mai puțin. Și gata, a terminat USB-ul. Nu o să-l scot de acolo din computer și o să-i dau restart PC-ului și o să încerc să apăs tasta de boot. Acum, în funcție de computerul tău, dacă ai, de exemplu, un laptop, caută pe internet numele laptopului tău, Acer Nitro F Boot Key. În momentul în care restartez laptopul, trebuie să apăs pe F12 ca să-mi apară secvența de bootare. Și o să spamez F12 când îmi apare logo-ul computerului și acum pot doar să sper că mi-a luat stick-ul pentru varianta de boot. Nu mi-a luat stick-ul. O să-l închid, țin apăsat 5 secunde pe butonul de power și o să mă duc la F1, F2, delete. Pentru că una din aceste taste o să fie tasta de BIOS. Ia uite. Și am intrat în BIOS. Și aici o să mă duc la boot. Am selectat SanDisk ca fiind primary boot device. F10, enter. Și în momentul ăsta o să-l forțez să plece de pe stick-ul USB și nu de pe Windows-ul de la interior. Și a pornit instalarea de Windows. Și acum îi dau Next și Install Now. Dacă vrei să-ți repari computerul și nu vrei să reinstalezi totul fără să pierzi fișierele, poți să dai Repair Your Computer. Asta este o altă opțiune despre care o să vorbim puțin mai încolo, dar eu vreau să-ți arăt cum se face instalarea pe curat. O să-i dau Accept aici și o să-i dau Next. Am varianta de Upgrade. Îți păstrează fișierele pe care le ai pe PC și îți reinstalează doar sistemul de operare, dar nu-ți recomand varianta asta, mai ales dacă computerul tău este defect din punct de vedere software sau are o vechime foarte mare. Nu vrei să reînlocuiești Windows, vrei să reinstalezi pe totul pe curat. O să dau Customized, instalare doar de Windows, și aici o să șterg toate partițiile pe care le văd, pentru că nu mă interesează să am, de exemplu, atât de multe opțiuni. 200 SSD RAM la interior, unul de 500 și unul de 900 de giga. O să-l instalez pe drive 1 pentru că ăsta este drive-ul de sistem, este cel care este permanent în computerul ăsta și celălalt o să fie pentru anumite date, alte informații, filme, muzică și așa mai departe. Îi dau Next, pur și simplu aștept să-și facă treaba, durează câteva minute și o să-și instaleze sistemul de operare. Acum,
computerul să se restarteze singur. La următorul restart, e foarte probabil să pornească de pe Windows, ceea ce faci acum. Asta înseamnă că nu mai e nevoie de stick-ul USB. Lasă-l însă momentan acolo, ca să vezi că îți pornește restul instalării și după aia scoate-l. Și ecranul de întâmpinare. O să selectez pe română. Acum tastatura o las, dar o să adaug și layout-ul de România. Mă conectez la rețea. O să ai nevoie de internet în faza asta pentru că acum își va face încă niște update-uri. Utilitarul respectiv nu este updatat chiar la zi, dar este cel mai recent. Avantajul lui Windows 11 este că recunoaște foarte multe dintre componentele PC-urilor de 4, 5, 6, 7 ani și le va instala automat driverele direct de pe site-ul Microsoft, driverele certificate să funcționeze foarte bine cu Windows 11. Dacă ai însă un computer un pic mai complex, mai performant de exemplu, o să ai o placă grafică și îți recomand să iei driverele de acolo de pe site-ul producătorului și, bineînțeles, pentru alte componente. Acum, ar trebui să-i dai un nume computerului, eu o să-i dau Alina pentru că o să fie viitorul PC-ul al Alinei și încă un restart. O să-l setez pentru personal use. Îți recomand varianta asta pentru că în varianta asta ai acces și control la toate opțiunile de Windows. Dacă îl setezi pentru work sau school, va trebui să-l asociezi unui domeniu și, bineînțeles, nu va fi administrator acest PC și așa mai departe. Windows 11 te va obliga să-ți faci un cont de Microsoft. Dacă ai unul deja e bine, o adresă de mail de live.com, de outlook.com și așa mai departe, dacă nu, va trebui să-ți creezi tu una. Și în felul ăsta e legat de PC-ul meu. Pot să-i fac restore. Toate opțiunile pe care și modificările pe care le vei face în Windows se vor păstra în contul respectiv și atunci automat poți să fac restore la ele. Îl lași pe Microsoft și aplicațiile să folosească locația? Nu, pentru că bineînțeles add-uri. Find My Device, dacă e un laptop îți recomand să-l activezi pe Yes. Send Diagnostic Data, Required Only. Doar ce este absolut necesar. Improve inking and typing? No, pentru că nu vrei să lași pe Microsoft să citească toate mesajele pe care le scrii tu sau orice scrii pe acest PC. Primești experiențe dedicate pentru tine? Nu mă interesează. Lasă aplicațiile să folosească ID-ul tău de advertising? Nu. Vor fi aceleași reclame, sigur, și în magazin și așa mai departe, dar, bineînțeles, nu o să mai fie legate de ID-ul tău, nu o să mai fie personalizate, preferențiale. Îi dau skip aici, nu-l interesează pe Microsoft pe la ce să folosesc eu computerul ăsta. Îl interesează, dar nu vreau eu să-l interesez. Aici pot să-mi conectez telefonul la computer, îi dau skip momentan și dau not now, pentru că în momentul ăsta îmi cere informațiile din browser. Și acum am acces la computerul meu. S-a instalat, e complet. Primul lucru pe care îl face un om care instalează mai multe computere, o să-i dea do not allow, confirm and continue, continue without this data, don't allow, confirm and start browsing, 5 click-uri ca să ajung să pot să downloadez Chrome-ul, pentru că, bineînțeles, Microsoft-ul mi-a luat deja informațiile din browserul meu. Nu-mi plac chestiile astea. Acum, pasul următor pe care trebuie să-l faci este să downloadezi utilitarul pe care ți l-am arătat în video-ul din descriere. Am un clip separat în care ți arăt cum să scoți toate programele pe care ți le instalează Microsoft, adică astea pe care le găsești aici și, bineînțeles, să optimizezi sistemul să fie foarte, foarte rapid. Ai un link în descriere în care ți arăt care e utilitarul și comanda pe care trebuie să o dai ca să faci lucrurile astea. Dar primul lucru pe care trebuie să-l faci este să dai update la tot ce poți. Și ia uite, sunt suficient de multe update-uri. Placă de rețea, mouse, update security, update Windows 11, update-uri de securitate, trebuie să le faci, așa că îți recomand să faci chestia asta. La Advanced Options, bineînțeles, o să mai găsești niște update-uri, aici la Optional Updates. Ia uite-le! Selectează-le pe toate pentru că sunt practic driverele cele mai sigure și cele mai ok, care funcționează cel mai bine cu sistemul de operare. Și acum lasă să-și facă treaba pentru că o să dureze probabil și jumătate de oră, dacă nu chiar mai mult. Și cam atât. Ăștia sunt pașii. În momentul de față ai un sistem configurat proaspăt, de la zero, fresh, așa cum trebuie. Acum urmează să-ți instalezi driverele, programele pe care le-ai instalat până acum și după ce ai terminat toate chestiile astea o să-ți arăt cum să faci un backup. Dar pentru aia facem un video separat pentru că și acolo e un proces un pic mai lung. O să arăt cum poți să salvezi toate informațiile pe care le-ai instalat, Windows-ul curat, cu drivere, cu tot ce trebuie, în așa fel încât data viitoare să dureze doar câteva minute reinstalarea lui, practic copierea lui, faci o copie 1 la 1 la ce se află în momentul ăsta pe hard disk. Pentru asta, bineînțeles, o să ai nevoie de un hard disk extern, ceva mai mare, vreo 100-200 de giga, pentru că cam atât probabil ocupă și programele pe care le instalezi tu. Cam atât. Ăștia sunt toți pașii ca să instalezi Windows 11 în cazul în care nu știai. Dacă știi pe cineva care nu știa, cu siguranță, dă-i un share ca să vadă clipul ăsta, să vadă cât de simplu este să-ți reinstalezi tu sistemul de operare. O să facem mai multe videouri pe tema asta, urmărește-ne în continuare aici pe cavaleria.ro și dacă ți-a plăcut acest video, dă-i un like.
Din nou, dă un share unui prieten și noi ne vedem data viitoare. Numai bine!